Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Pack Opening Team 2 la Food Birthday. Este vineri seara și sper să prindem un Food Birthday nou. Și sper din suflet să nu ia nimeni Adama, să nu pe cel absolut niciun om Adama, ca să nu dau de el la Weekend League. De ce ai băga Adama Traore? Chiar nu înțeleg cum. Pachete slabe, dar o să mai fac player pick-uri după ce deschid aceste pachete, ceea ce e destul de ok. Da, nimic. Vreau doar să fie jucători în pack-ul ăsta, nu-mi pasă. Asta zic, exact ce aveam nevoie, gold non rar, jumbo gold pack, hai să vedem cât mai mulți jucători dacă se poate, ca să fie bine și să nu fie rău. Nu e nicio problemă că nu e borsi, la pachetele bune vreau jucători buni, nu aici. Foarte bine non rar, asta e și intenția mea să fac jucători non rar. 3 pachete și un vis, vreau food birthday, măcar la... Player pick-uri se iau, dar ideea era când prindeam 1-3 doar făceam și eu bani. Cine poate fi? Decât Edwin, Zeko. Skip că nu vreau să-l văd, cred că-l mai am. Probabil să-i dau cu Excel. Bine, că e pachetul tradable. Da, tata. Prime Gold Player Spec. Asta nu știu dacă e de la Marquee Matchups, deci... Nu știu dacă e tradable sau nu. Orice ar fi, vreau să fie Oka. Ce seară minunată, au umblat la drop băieții, nu mai pică nimic. De-aia nu-mi place mă să deschid vinerea când sunt promo. De multe ori prefer să deschid joia chiar dacă nu e promo. Pentru că vineri seara nu-mi dă nimic. Nu e amuzant. Ați văzut și party bag-ul sau o să-l vedeți după. Nu mai zic nimic despre el încă, să nu vă dau spoilere. Nici măcar un knockout. Dar puteți să-mi spuneți voi dacă ați prins ceva din party bag. Wow, dacă n-ați prins, aia e. Nu sunteți singuri. Ronegier, cine este, mă? Rongier. Mă rog. Revin cu player pick-urile că e Jalaos. Nimic n-a vrut să dea. 12 player pick-uri și un vis la Food Birthday sau cât mai multe walkout-uri posibile. Începem cu acesta. Nu știu care e, ce număr. Dar e și rău. Incredibil. Haide mă, dă măcar 83 plus, mai dau sub 83. Ok, vis, îl accept. Și Food Birthday-ul ăla când vine? Că n-am luat niciun Food Birthday din player pick-uri. Nu e corect așa ce. Ok, Vardy. Când a fost Food Birthday nu putea să mi-l dea. E ok. E ok. 83 Acuna. Măcar atât. Măcar 83 vreau să văd. Hai. Dăm ceva. Aoleu, nu cred. Nu cred. Păi, dar ce aveți, mă, cu mine? De ce mă torc? Așteptați-vă și vă să fie 4 la rând dacă ăsta nu e 83 plus. Bine, Ricardo. Măcar atât. Haide, mă, restul numai 83 plus. Ok, Ali mă salvează, dar vreau încă un walk-up sau Food Birthday. Ce e așa de greu de înțeles? Bine. Accept, să zicem. E walk-out. Putea fi Food Birthday, sincer, dar n-a fost să fie. 83 Odegaard. Și ăștia două, vă rog eu, walkout. Măcar unul din ele. Rafa, nici nu stau la discuții decât să iau 82. Cred că erau toți duplicate. Ce facem? Ce facem, ei sports? Slab rău.
Party bag. Oare cât trebuie să mai deschid ca să primești eu ceva? Bă, nu știu, dacă nu jucabil, măcar super sub, că ultima oară am primit CB, Jimenez, care era decent, dar nu era pentru echipa mea și pleca la SBC destul de repede. Vreau neapărat, deci vreau neapărat ceva ok. Până și un card al lui Haaland, așa mulțumim cu el, nu știu. Hai, frate, food birthday party bag. Nu vreau CB, te rog frumos, nu îmi da CB, numai dacă e Varan Champions League, deși sunt mulțumit cu Varanul meu roșu. Nu e walkout, ok. Jucabil, dacă e. Cel mai jucabil card posibil, Alex Teixeira, asta nu-mi plăcea nici la început de joc, nu era așa jucabil. Cel mai jucabil card, frate, nici măcar animație n-am avut să mă bucur și eu, să am suspans ceva. În încheiere acestui episod destul de slab, cred că ați văzut deja că am luat la swaps celelalte 81 și 82 ori 25, efectiv m-am săturat să fac acele swap-uri, mai aveam meciuri la squad battles, mai aveam obiectivele stupide cu Germania unde trebuia să dai gol în afara cărului și chiar nu aveam chef să dau bani pe Lewandowski sau pe orice alt atacant capabil să dea gol din afara cărului și am zis ok, stop, prea mult grind pentru un prime icon pack unde 100% nu o să-mi dea nimic, wow. O să mai fie SBC-uri cu icon pack-uri, o să fac SBC-uri decât să mă chinui la obiective. Nu regret că am făcut acele 82 și 81 plus pentru că a picat destul de ok din ele. Și hai să vedem ce mai pică din aceste 4 pack-uri, iar party bag ar fi indicat să iau și eu ceva bun în ăsta, dar rămâne de văzut la final. Hai cu acest prime goal players pack. Că bă frate, n-am prins food birdie din team 2, ce se întâmplă? Poate joi la premii. Boards, măcar atât, pe cu un tradable, deci orice board e binevenit în club, nu mai am cred că niciunul. Gabriel Jesus. Chiar sunt curios ce va face City după plecarea lui Aguero, dacă vor lua un striker titular sau vor juca cu Jesus, vor da credite lui Jesus și speranță și încredere. Pentru că calități pot să zic că are, nu știu. Rămâne și depinde doar de el, să vedem ce se va întâmpla în viitor. Și vreau să vă anunț că reward-urile de joi o să postez vineri clipul. Deja am stabilit. Hai să vedem. 283 rated players pack, cred că se numește. Dacă luăm walkout sau nu. Din primul nu. Avem boards care 100% 83. La UCL boards poate să fie de la 80 sau 81. Nu cred că e vine Jesus. Bine că e de data asta UCL, dar stați greșit că am văzut pachete cu aceiași doi jucători, variantă UCL și variantă Golden, ele, așa că acesta poate fi unul dintre ele. Sper să nu, sincer. Ok, Mandanda. Bine că l-a dat gol, că l-am UCL. Cred că e singurul 83 pe care îl mai aveam în club. Și aici, dăm bă măcar 85 dacă nu vrei walkout. Hai frate, că am văzut la oameni care au luat food birdie în acest pachet, de-aia să fac și eu două, deși nu cred în ele. Walkout era să zic direct food birdie, dar nu e cazul. Bun, Chesney. Oricum, dacă era Lewandowski, clar nu făceam obiectivul cu germani. Nu mai vreau. Plus că în cel mai bun caz, dacă fac toate swap-urile, mai iau pe Rui Costa, care nu trebuie nici pentru SBC-ul, nici pentru nimic. Chesney și lângă Chesney avem Gulag. Nice. Bă, chiar a meritat. Poate o să mai fac dacă o să mai am resurse. Food party bag. Nu vreau să fie bugul ăla în care n-are animație, vreau să fie walkout și să am și eu acolo un minigram de speranță că e ceva bun. Și nu vreau să fie CB, te rog eu frumos. Deci poate să conțină Road to the Final, Record Breaker, Team of the Group Stage, Foot Freeze, Headliner, Future Star, What If sau Foot Birthday Player. Ar fi indicat un Foot Birthday, dar rămâne de văzut. Sau un What If, nu știu. Hai mă cu Mendy-ul ăla. Ok, walkout, ceva UCL, cred că e Road to the Final. Akanji nu. Băi, Zakaria, nici el nu mai este în cursa pentru upgrade, dar are un card decent. Măcar e walk-out, sincer. Clar nu intră în echipă, dar e un card bun. Sunt mulțumit, sincer. Am dat undeva la 60 de cap pe acest pachet. Și cardul care mi-a picat costă în momentul de față 160. Profit, ce să mai. Da, card interesant la vremea lui, dar acum nu. Oricum, sunt mulțumit. Dacă v-a plăcut acest episod, apăsați pe butonul de like. Abonați-vă dacă sunteți noi. Și nu uitați de linkurile către Eneba din descriere. Haluk pentru 3% reducere la orice comandă pe Eneba.
și către site-ul flashcard.ro, unde puteți cumpăra carduri personalizate, postere și alte lucruri interesante, iar la orice comandă, dacă folosiți codul HALUC10, aveți 10% reducere. Vă mulțumesc foarte mult dacă mă folosiți codurile, dacă nu, nicio problemă. Dacă vă hotărâți vreodată să cumpărați ceva de pe cele două site-uri, aveți în vedere că puteți să-mi folosiți codul pentru a mă susține. Am postat pe comunitate pentru că aș vrea să readuc o nouă serie, nu o nouă serie, una din vechile serii pe acest canal, așa că puteți să votați până mă decid eu ce serie o să încep. Nu garantez că, bă, gata, peste o săptămână, peste două încep, poate încep peste o lună, depinde cum mă organizez și ce idee am, pentru că am câteva idei și depinde și ce iese la vot, nu? Așa că votați și până data viitoare aveți grijă de voi, eu am fost Aluc, la revedere!